din nou împreună. Vrem să vă anunțăm că pregătim un cadou pentru suceveni cu ocazia sărbătorilor. Pe 3 decembrie, premiera de gală cu piesa Poveste de dragoste. Vă veți reîntâlni cu actorii cunoscuți și urmăriți de dumneavoastră în piesa Plicul. Actori care vor veni cu un spectacol nou, într-un alt registru, despre dragoste și posibilitatea de a alege, de a-ți face un drum în viață și a răspunde de alegerea ta. Piesa este regizată de Mircea Anca, iar pe scenă vor urca cunoscuții actori Florina Cercel, Iuliana Moise, Adrian Păduraru și Florin Șerbănescu. Pe 3 decembrie, la ora 18, spectacolul se va juca la Câmpul Moldovenesc, la Colegiul Dragoș Vodă, în sala de festivități, iar pe 4 decembrie, la ora 18, la Casa de Cultură din Siret. Brândușa Descălescu, președintele companiei teatrale Bucovina, a anunțat că piesa de succes Plicul continuă să fie în repertoriul companiei teatrale. Ea urmând să fie jucată atât în județul Suceava cât și în țară. Acest spectacol a fost realizat prin proiectul finanțat de Consiliul Județean Suceava. Tot în luna decembrie, cursurile de teatru inițiate de compania teatrală Bucovina se vor încheia cu spectacolul Ciclopul, adaptare după piesa cu același nume de Euripide. Noi ne-am continuat activitatea, ne respectăm promisiunile și vom veni și cu un spectacol școală, spectacolul Ciclopul, care va închide cursurile de teatru care au fost pe o durată de 3 luni în acest an. Spectacolele Poveste de dragoste și Ciclopul sunt realizate în cadrul proiectului Teatrul la Suceava, proiect finanțat de Primăria Municipiului Suceava. Toate aceste spectacole sunt realizate cu participarea membrilor companiei teatrale Bucovina, precum și cu participarea unor invitați de marcă ai scenei românești. Sperăm că sucevenii vor fi alături de noi la această premieră. Vom face un mic turneu în județ, urmând ca împreună cu celelalte spectacole să ne desfășurăm activitatea în stagiunea 2010-2011.